Politica nu este unul dintre subiectele de mare interes pentru mulți maramureșeni. Am dorit să aflăm dacă parlamentarii din județul nostru sunt cunoscuți în rândul populației și ce știe lumea despre activitatea lor. Dintre cei pe care i-am întrebat, nimeni nu a putut să dea mai mult de un nume de parlamentar maramureșan. Nu știu dacă mai știu acum. Pe ăsta de la PNL îl știu, pe altcineva. Am știu, dar nu mai știu acum. Îi urmăresc, dar în ultimul timp nu așa de mult, pentru că mă enervez și atunci prefer să evit certurile și scandalurile lor. Ar trebui să se implice mai mult și să lase certurile și problemele personale la o parte și să rezolve problemele pentru care au fost aleși, au fost numiți acolo. Nu-i cunosc, măcar nu mă interesează. Îi cunosc, da. N-au nicio activitate. Unii dintre băimărenii întrebați au declarat că nu sunt la curent cu activitatea parlamentarilor din Maramureș și că nu sunt mulțumiți de activitatea lor la modul general. Sunt mulțumit și nu prea. Nu sunt mulțumit de niciun parlamentar pentru că problema pensiilor n-au tranșat-o. Deci sunt totalmente nemulțumit. Ce se dă la televizor este eronat și minciuni despre creșterea pensiilor. Și cu egalitatea lor, cum se spune că s-ar nivela, nu se poate, este o minciună. Am avut salar cu 20% mai mult decât media pe țară. Și după ce au venit ăștia, am avut cu 20% mai mult decât salarul minimum, ajutor social minimum. Atunci să aplaud. Alții își fac mea culpa și spun că nu-i știu pe parlamentarii maramureșeni pentru că nici nu-și dau interesul să afle despre activitatea lor. Îmi pare rău, nu prea sunt cunoștință de cauză. Și nu știți nimic nici despre activitatea lor? Nu. Mea culpa. Trebuie mai mult interes. Dintre toți băimărenii întrebați, doar doi au numit câte un parlamentar maramureșan. Alții au făcut confuzii și au numit în schimb primarul sau diversi miniștri. În Maramureș sunt 10 parlamentari, 3 senatori și 7 deputați. Dintre parlamentari, 3 sunt de la PNL, 3 de la PSD, 2 de la Alianța USR Plus și câte unul de la formațiunile politice AUR și UDMR.